La secția de gimnastică feminină a Clubului Steaua București se muncește de dimineața și până seara. Antrenorii din laboratorul aflat în complexul sportiv Ghencea se încăpățânează să creadă că România poate redeveni o forță în gimnastica mondială, iar eforturile lor sunt răsplătite de micuțele gimnaste roșalbastre care câștigă medalii peste medalii la cele mai importante competiții naționale. Cel mai bun exemplu în acest sens îl reprezintă grupul format din sportive născute în 2009. Aiana Luca, Ana Maria Burlacu, Mădălina Pavel, Bianca Bold și Ana Maria Mihăescu formează echipa campioană a Clubului Steaua București, titlul cucerit la naționalele de anul trecut. Muncitoare, disciplinate, grațioase, ambițioase și foarte talentate, cele 5 gimnaste își doresc să facă performanță la nivel înalt. Pasionate de pictură și jocuri în aer liber, campioanele de la Steaua visează să ajungă într-o zi precum Nadia Comăneci, Cătălina Ponor sau Sandra Izbașa. Forța Steaua! Cum ai ajuns la gimnastică și de ce ai ales acest sport? Am ales acest sport pentru că nașa mea a făcută și ea gimnastică. Eu când am dat de acest sport, eram în parc și am văzut niște fete care făceau acest sport și am zis să încerc și eu. Am văzut o fată și mi s-a părut foarte interesant și am vrut să încerc. A făcut verișoara mea sport și am vrut să întrec, să ajung mai sus decât ea. Făceam foarte multe năzbâtii prin casă, făceam tot felul de prostii, mă agățam de orice, mergeam pe paturi și părinții mi-au zis că mă duc la gimnastică și am fost foarte încântată. Ce reprezintă gimnastica pentru tine? Gimnastica reprezintă un sport frumos. Un sport extraordinar care mă reprezintă și nu pot trăi fără el. Un sport foarte frumos și vreau să-l practic cât mai mult. E pasiunea mea și vreau să continui până voi fi foarte mare. Este totul, îmi place foarte mult. Ce faci în timpul liber? Mă joc, de obicei, pe afară cu căței și leapșa. Îmi place mult leapșa. Păi eu mai pictez și mai ies în parc. Desenez și colorez. Păi eu pictez și nu știu. Nu prea am timp liber. Mă joc cu fratele meu și atât. Care este idolul tău în gimnastică? Pe Nadia Comăneci. Nadia Comăneci. Nadia Comăneci. Sandra Izbașa. Îmi place de la Vinia Miloșovici și de Cătălina Ponor și de mine. Azi, înainte de antrenament, profesorul Sebastian Nemes le-a întâmpinat pe micuțele gimnaste cu mărțișoare cu șnur roș-albastru, oferite cu sprijinul Generalii României Asigurare Reasigurare S.A. Alături de Sebastian, de pregătirea sportivelor, se ocupă și tehnicienii Angela Cacoveanu, Mariana Ristea, Cătălina Marchideanu și Benoni Perețeanu. În primul rând, muncitoare. Altfel, nu se poate ajunge niciunde. Muncitoare își depăsesc anumite limite pe care gimnastica, dacă nu treci peste ele, nu ajungi niciunde. În termen mai de armată, fiind un clubul armatei, fiecare soldat nu trebuie să rămână în urmă. Și atunci, dacă puțin rămâi în urmă, este greu să ajungi din nou la următorul nivel, fiindcă gimnastica devine de pe an pe an tot mai grea, tot mai dificilă, și dacă rămâi puțin în urmă, nu ajungi niciunde. Așa că foarte mult depinde mai mult de ele decât de noi, în a-și depăși limitele.